Trupa Dancing Queens de la Palatul Copiilor este formată din 10 fete care dansează de la vârste fragede. Părinții le-au descoperit talentul și de atunci dansul a devenit o parte din viața lor. Dansez de mai mulți ani, aproape de la grădiniță și mi se pare foarte frumos și antrenant. Prima dată la palat m-a adus învățătoarea mea împreună cu toată clasa și am văzut că îmi place. Apoi am spus mamei și am tot mers și încă mai îmi place și vreau să fac o carieră pe baza dansului. În Poienița lui Manu, fetele au arătat că distracția nu este nici când mai frumoasă ca atunci când se întâlnesc muzica și dansul. Eu vin de foarte mult timp, deoarece îmi place foarte mult și o să vin în continuare și îmi place să îi încânt pe cei mici. Copiii din Poienița lui Manu s-au distrat și ei. Au venit alături de părinți sau bunici, au cântat, au dansat și au spus poezii. Cum a fost în Poieniță? Ce ai făcut tu acolo? Am jucat. Grădinița de copii, plină e de jucării, păpușele, ursuleț, călușe și tot ce vreți. Emisiunea Poienița lui Manu se difuzează la Radio Televiziunea Severin în fiecare sâmbătă la orele 17 și duminica în reluare la ora 7.